Bun găsit, dragi prieteni! Tema din această seară este una nouă, aparent nouă. Aparent nouă pentru că, din păcate, în peisajul nostru sportiv lucrurile nu s-au mișcat așa în ritmul celor din Occident. Nu știm de ce, pentru că nu vorbim de investiții financiare, vorbim doar de resurse umane. Vorbim în cazul de față de oameni care pot antrena și o fac, dar într-un ritm redus în țara noastră, pot antrena sportiv pentru a crește performanțele. Și nu numai. O să vedeți pe parcursul acestei emisiuni că antrenorul mental, psihologul specializat pe susținerea mentală a sportivilor are și poate avea o foarte mare eficiență nu doar în rândul sportivilor, ci și al celor care doresc să-și optimizeze performanțele sau capacitățile sportive sau pur și simplu își pot regăsi dorința firească de a face sport. Alături de mine se află domnul George Leoacă, psiholog specializat în antrenamentul mental pentru sportiv, căruia îi spun bună seara și îi mulțumesc pentru participarea în această emisiune. Desigur că prima întrebare așa de deschidere a dialogului nostru va fi tocmai aceasta. Ce anume aduce nou această specializare? Este o specializare a psihologiei, repet, foarte des întâlnită în Occident, la noi intrată pe piață mai timid. O să vedem de ce și o să vedem și ce se poate face și cum putem și noi sprijini această nouă activitate. Da. Bună seara, în primul rând, bine v-am găsit. Activitatea de psiholog sportiv și de antrenor mental este diferită de cea de psiholog pentru că ajută în general sportivii. Avem o pregătire psihologică pe de o parte și sportivă pe de altă parte. Ajutăm sportivii să-și atingă adevărata valoare, vrem să-și crească toate capacitățile pentru a atinge performanța cea mai bună a lor. Și aceasta nu se poate realiza decât cu ajutorul și pe plan mental, nu doar pe plan tehnic, tactic și strategic. Da. Bine, noi, mă rog, cei care avem așa o dorință de a înțelege sportul și în spatele spectacolului, și aici mă refer la sporturile mari, sporturile consacrate, cum este și notul. Domnul George este un antrenor foarte cunoscut pe plan local, un antrenor de not, un fost sportiv de performanță, un om care are o carte de vizită extrem de consistentă și o să vă rog să vorbiți și despre acest lucru. Vedeți, vedem sportivi care obțin rezultate remarcabile, însă în spatele marilor performanțe există niște oameni care nu sunt doar antrenori fizici, nu sunt doar preparatori, nu sunt oameni care, eu știu, poate se ocupă doar de strategia jocului sau a sportului respectiv, sunt oameni care îi susțin mental. Ori chestiunea asta poate părea un pic ieșit așa din tiparul pe care îl recunoaștem noi. Aș vrea să intrăm puțin în profunzime. Spre exemplu, un sportiv care, hai să vorbim despre sportul pe care îl cunoașteți foarte bine și vă regăsiți în el, în notul. Un înotător înoată. Pare foarte puțin spectaculos. Noi spectaculozitatea o vedem doar atunci când el înregistrează un timp foarte bun sau când înregistrează un record. Dar până să ajungă acolo, ce piedici are, ce bariere mentale trebuie să depășească, nu doar fizice? Sunt multe. Pentru un notator, în general, sunt multe lucruri. Bine, o muncă foarte mare în spatele lui, pe plan tehnic, apoi pe plan de pregătire fizică, strategică cu antrenorul tehnic și cu antrenorul mental. O altă parte
de antrenament care îl ajută foarte mult. Vedem nu numai la not. Michael Phelps este un notator foarte bun, folosește un antrenor mental, și, dar și în alte sporturi, cum este în tenis, Roger Federer reușește să-și stăpânească emoțiile, să-și stăpânească furia de a exploda atunci când nu ies lucrurile cum trebuie. Acum, recent, am aflat și de Tsitsipas, Stefano Tsitsipas, că folosește un antrenor mental, de Medvedev, toți folosesc un antrenor mental. Este lucru care face diferența între a câștiga și a pierde. Pentru că acolo, pe teren, nu este timp de gândire. Totul, de multe ori, se face instinctual. Și acele momente care trebuie să aleagă sunt foarte scurte și instinctual alegem, dacă ești pregătit mental, atunci se poate orienta spre o alegere perfectă de a câștiga. Da, e adevărat că na, consumatorul de sport sau cel care privește, comentatorul din spatele din fața micului ecran este mult mai, eu știu, dornic să vadă ori spectacolul, ori rezultatul. Și cam aici s-a încheiat analiza. Haideți să încercăm să și exemplificăm, să vedem cum arată momentele de pregătire ale unui sportiv și acele intervale în care este necesară sau este vitală prezența antrenorului mental, pentru că exact cum ați spus, decizia care este luată probabil într-o jumătate de secundă sau chiar și mai puțin, face diferența între podium și locul 4, 5, 6 și așa mai departe. Așa este. Mulți sportivi încep activitatea în general, se începe cu o pregătire specifică în care, bine, nu exact ceea ce ar trebui să facă pentru a se antrena. Atunci începe și antrenamentul mental. Antrenamentul mental merge în paralel cu antrenamentul fizic. Nu se pot separa. De aceea trebuie făcute în toate perioadele competiției. Deci, la început, pe parcursul, în plan precompetițional și în plan competițional. În plan competițional se vor mări sesiunile de antrenament mental pentru a putea ca sportivul să se relaxeze mai mult, să fie mai concentrat, mai atent pe proba pe care o are de făcut și apoi de recuperare după ce a susținut proba sau meciul care l-a avut de făcut. Și în funcție de rezultat se fac o analiză a rezultatului său, dacă a fost bun sau rău, și se stabilesc următoarele obiective pentru următorul an competițional sau următoarea perioadă competițională. Este necesară prezența permanentă a psihologului, a antrenorului mental. Sună un pic ciudat, atunci când noi pronunțăm cuvântul psiholog, deja ne ducem cumva cu gândul către aspectul clinic, însă psihologul, el în primul rând este un suport al oricui, nu doar al sportivului, dar am făcut așa o notă explicativă ca să nu înțelegem totuși că psihologul face altceva și antrenorul mental este așa un soi de coaching care a făcut o specializare de 3 luni undeva și și-a regăsit talentul. Nu, vorbim despre persoane care sunt calificate, sunt specializate în psihologie, dar au ales acest domeniu care nu este unul de nișă, este un domeniu extrem de vast. Pentru este că, slavă vast. Domnului, totuși și în țara noastră, și în Europa, și în lume se face sport și se face sport și de înaltă performanță și vedem rezultatele. Deci este necesară prezența
permanentă în antrenamentele sportivului sau în anumite momente apare antrenorul mental? Antrenorul mental, antrenamentul mental în general, se desfășoară de obicei săptămânal. Adică ar exista o singură sesiune de antrenament mental sau două maxim, în care sportivul este instruit, îi se dau anumite instrumente prin care pe care el le învață și îl ajută să le pună în viața lui sportivă, în competiții și apoi și în viața lui personală. De obicei nu este nevoie ca antrenorul mental să se deplaseze la competițiile pe care le susține sportivul, pentru că el, învățând aceste instrumente, și le poate aplica singur. Dar la început este nevoie de antrenor mental pentru a putea să-și asimileze aceste instrumente cu care să lucreze mai târziu. De aceea am văzut, s-au făcut multe studii pe partea de antrenament mental, când sportivii, dacă făceau un antrenament mental de 90 de minute, la atletism, de exemplu, la 100 de metri garduri, au îmbunătățit timpul cu 30 de sutimi, doar făcând un antrenament mental de 90 de minute. Ceea ce este un foarte bun ajutor, îi ajută foarte mult pe sportivi. Este un ajutor concret, pentru că acum în performanțele înalte vorbeam de atletism, diferența o fac nu secundele, ci sutimile. În schi, la fel, am văzut, vorbim de diferențe care aproape nici nu puteau fi gândite în urmă cu 10 ani sau 20 de ani. Așa este, nici... și în not, la fel. Iar în not, cu siguranță. Acum, este doar așa, un soi de observație și poate un motiv de reflexie, nu atât pentru dumneavoastră, cât și pentru ceilalți colegi. Mă gândeam în timp ce spuneați că nu este nevoie de prezența antrenorului mental permanent, poate nici chiar în momentul competiției, dar dacă acest sportiv se atașează în sensul în care vede în acest antrenor mental, în acest psiholog sportiv, vede un suport, vede un prieten, vede un ajutor și atunci poate că el ar funcționa, cu ghilimele de rigoare, și mai bine dacă ar fi și celălalt antrenor lângă el. Pentru că, vedeți, sporturile individuale, chiar dacă sunt individuale, totuși ele au în spate o echipă care pregătește sportiv. Vorbim preparator sportiv, antrenor, etică, preparator, antrenorul mental și așa mai departe. De obicei mergem cu sportivul în competiții, dar încercăm să nu creăm această dependență de noi, de antrenorul mental. Pentru că ajungem să trecem într-o altă fază în care rezultatele lui depind doar de antrenorul mental și nu vrem asta. Vrem doar ca el să-și însușească instrumentele și să poată să se bazeze pe propriile forțe. Și singur să meargă în câmpul de luptă. Da. Da, este corect. Observația mea a plecat dintr-o curiozitate personală, plecată din observațiile pe care și alți colegi psihologi le-au făcut în acest studiu. Însă, da, este un alt domeniu în care lucrurile nu se desfășoară la fel ca în spațiu clinic. Spațiul clinic, uneori se creează așa un soi de atașament emoțional față de psihoterapeut și uneori lucrurile produc efecte pozitive, alteori trebuie lucrat și la această despărțire. Se poate lucra și putem fi prieteni, putem avea o colaborare foarte bună, dar încercăm la un moment dat să ne desprindem, adică să nu fim neapărat necesari pentru a susține o competiție. Cuvântul pe care l-ați folosit, și anume dependența, este explicativ. Într-adevăr, cel puțin pentru sportivii, sau în mod special pentru sportivii din sporturile individuale, dependența cred că este cam unul dintre cele mai nedorite lucruri după accidentările firești. Și accidentările firești se pot îmbunătăți. Adică se poate trece peste accidentări mai ușor și să simtă oboseală tot așa, mai puțină oboseală,
dacă practicăm vizualizarea și imaginația. Este o altă temă despre care o să discutăm. Haideți să o discutăm acum, da. Pentru că este în programul de antrenament al unui sportiv stresul acesta fizic, oboseala, care rezidă dintr-un antrenament sau dintr-un număr de antrenamente intense, generează nu doar o stare de disconfort, generează un stres foarte important. Un stres foarte mare și o ardere psihică, foarte mult de energie. De aceea, noi încercăm să îi relaxăm pe sportivi, în primul rând, și ne interesează de cele mai multe ori să ajungem la nivelul undelor teta. După cum știm, sunt mai multe tipuri de unde, dar cele teta sunt foarte ajutătoare pentru că s-a constatat prin studii efectuate în Statele Unite, în Anglia și în India, că ajută la refacerea țesuturilor mai rapid decât atunci când se desfășoară doar cu preparator fizic sau doar antrenamente clasice. De aceea, prin vizualizare, îi se creează o imagine a sportivului, cum se vindecă mai repede, cum rănile se curăță și devine mai puternic pe ceea ce face. Și așa reușește să treacă peste oboseală, să vindece mai repede oboseala din competiții, dar și tema aceasta de a nu reuși în competiții. Bine, acum medicina anilor pe care îi trăim a recunoscut și a spus, argumentat că organismul nostru are niște capacități încă nebănuite de autovindecare, pe care de-abia de acum încolo începem noi să le cam luăm în serios și să lucrăm cu ele. Ceea ce spuneți noastră este un lucru nu doar, mă rog, nou pentru noi. Este un lucru foarte important și foarte util. Dar, mai concret, cum reușiți să faceți lucrul acesta? Înțeleg, bun, stăm, ne așezăm undeva, ne relaxăm, folosim un fond sonor, da, niște tehnici de relaxare de tip Cabot, Schultz, niște metode de relaxare. Recunosc, n-am auzit de ele. Și Jacobson, poate sunt mai cunoscute. Cele primele două, Cabot și Schultz, pornesc de la minte către musculatura corpului, iar Jacobson pornește de la musculatura corpului, adică se încordează mușchii și apoi se relaxează treptat, până când se ajunge și la nivelul minții pentru a relaxa și mintea. Și acestea, deci cu cât se intră în relaxare mai profundă, atunci se pot aplica și tehnicile de vizualizare. Adică sportivului se dau instrucțiuni, ca un fel de meditație ghidată, prin care se dau instrucțiuni cum ar trebui să acționeze el. De exemplu, un natator să împingă mai cu forță pe palme, când depinde de procedeul pe care îl are, de a lovi mai repede apa, de a acționa mai repede, de a face rostogolirile mai rapid. E tot cu tot acestea putem ajuta foarte mult sportivul. E foarte interesant. Recunosc că nu am cunoștințe pentru că v-am ascultat, dar nu am intrat în profunzimea acestor tehnici pentru că nici nu este domeniul meu principal de activitate, dar dumneavoastră fiind specialist, e foarte bine că și arătați și explicați aceste lucruri. Poate fi asta este o întrebare, poate fi o tehnică de suport și pentru persoanele care nu sunt neapărat sportivi de performanță, fiindcă încerc să tatonez puțin terenul, ceea ce spuneți, cred că ar putea fi aplicat și în cazul, cel puțin în situația unor situații de recuperare, măcar după accidentări ușoare, în care procesul de vindecare poate fi optimizat
și chiar și scurtat și prin această tehnică. De asta spuneam și la începutul emisiunii că ceea ce spuneți, ceea ce faceți, acest antrenament mental pentru sportiv, el poate, cred că poate fi ușor mutat și în zona clinică, pe de o parte, și pe de altă parte, și către persoanele care doresc să facă sport recreativ, dar care au totuși niște obiective. Nu vin la sală doar ca să consume niște calorii. Unii vor să își îmbunătățească capacitățile fizice, alții vor să obțină o formă fizică mult mai armonioasă și atunci și în acest domeniu al sportului recreativ, care nu urmărește performanța la nivel mare, urmărește performanța la nivel individual, ușor egoist. Dar cred că și ăsta poate fi un domeniu pe care îl puteți... E o idee, nu știu. Într-adevăr. E o provocare. Se poate folosi și în afara antrenamentului mental pentru sportivii de performanță sau pentru sportivi în general. Se poate pentru recuperări, se poate folosi pentru diminuarea anxietății, pentru eliminarea stresului, încercăm, pentru controlul emoțiilor în anumite situații. Acestea le facem și pentru sportivi. Atunci când au tracul emoțional înainte de probă sau înainte de concurs, de meci, alții au alte probleme de relaxare în timpul meciului. Când se văd că conduc, adică că sunt, se relaxează. Dar și atunci începe să piardă. Și încep să piardă și atunci își dau seama că deja au pierdut startul și mai greu recuperează terenul pierdut. Da, au fost situații și sunt situații extrem de cunoscute în care după ce sportivul vede că are deja o distanță față de adversarul lui, la modul general, are această tendință firească să ridice piciorul de pe accelerație și atunci ăla este momentul în care el efectiv poate să piardă tot. De asta se spune că planul mental este foarte important. El face diferența între a fi câștigător și a fi pierzător. Dacă ne-am relaxat un pic și nu am mai, ne-am deconcentrat, atunci putem pierde tot meciul. Da, și putem pierde meciul chiar și cu noi, fiindcă după un eșec în care deja te-ai văzut pe locul întâi și la finalul competiției ești sub locul 4, poate interveni o pierdere motivației și o mare depresie, și o mare depresie, da, și o stimă de sine scăzută. Sunt multe care se leagă, dar motivația și acest lucru încercăm să-l creștem foarte mult, încercăm să creștem motivația prin stabilirea unor obiective concrete, vizibile și accesibile sportivului. Pentru că atunci când el își îndeplinește obiectivul, poate să meargă mai departe, pentru că îi crește motivația, îi crește stima de sine. Se simte mai puternic, el știe că a obținut ceva prin propriile forțe și atunci poate obține ceva mai mult și își dorește un obiectiv mai ridicat. Și probabil că una dintre aspectele foarte sensibile de gestionat este exact și aceasta a limitei. Cu toții cred că la un moment dat trebuie să acceptăm că avem o limită și dacă știm să gestionăm și această limită, vom fi permanent unde trebuie. Altfel, dacă nu acceptăm limita, ci vrem permanent să ne autodepășim, vom obține cu siguranță niște rezultate cel puțin altfel decât ne-am fi dorit noi. Dar o să vă rog să păstrați această explicație și cele care vor urma, desigur, pentru partea a doua a emisiunii. O să luăm câteva minute de publicitate și revenim.